Bună ziua, sunt Monica Rădulescu și suntem din nou live la Wikimedica, un concept Regina Maria, rețeaua privată de sănătate, și vorbim astăzi despre ce trebuie să facem dacă am fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus și nu necesită internare, deci despre monitorizarea pe care putem să o facem acasă. Suntem în situația asta, în această pandemie, de aproape un an. Sunt în continuare o mulțime de necunoscute, așa că astăzi încercăm să răspundem la cât de multe întrebări putem. Invitatul meu este domnul dr. Dan Dimitriu, medic de medicină internă și directorul medical pentru policlinicile Regina Maria din București. Bună ziua și mulțumim pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc eu. Sper să fie o întâlnire cât se poate de bună pentru cei care ne privesc. Cu siguranță așa va fi și chiar încurajăm să ne trimită întrebările lor, pentru că, așa cum spuneam și mai devreme, sunt încă multe lucruri pe care nu le știm și vrem să le aflăm și să le trimită în comentarii și vom răspunde la ele în timpul acestui interviu. Aș începe cu simptomele, pentru că s-a vorbit foarte mult despre asta și nu toți cei care au trecut prin COVID-19 au avut aceleași stări. Da, așa este. Simptomele COVID nu sunt atât de specifice, să spunem. Poate când ne gândim la pierderea gustului sau a mirosului, ne-am putea gândi că sigur avem COVID. Sigur că apare destul de frecvent această pierdere de gust sau de miros în COVID, dar nu e o caracteristică, de exemplu, a COVID-ului. Pe de altă parte, manifestările respiratorii ale oricărei boli respiratorii se întâlnesc și în COVID. Și aici ne putem referi la tuse, la febră, la dureri de cap, știu, rinoree, cursul nasului sau alte asemenea. Deci, practic, manifestările obișnuite dintr-o viroză respiratorie, dintr-o gripă, le putem întâlni și în cazul COVID. Poate nu cu aceleași frecvențe ca la virozele respiratorii, dar, practic, se suprapun destul de bine. Deci pot fi ușor confundate. Pot fi ușor confundate și, sigur, practic, știu că e frecvent o întrebare care mi-e adresată de pacienți, dacă putem să diferențiem gripa de COVID sau de virozele respiratorii. Și aici, sigur, răspunsul poate fi nuanțat. Pe de o parte, răspunsul rapid ar fi nu doar printr-un test, deci doar pe baza simptomelor nu putem spune că este gripă sau viroză respiratorie sau COVID, ci pe baza unui test. Sigur că există aceste mici diferențe, poate perioada de încălzire, să spunem așa, la COVID e mai lungă decât la gripă, dar pe ansamblu, doar pe baza clinicii, nu putem să spunem că avem COVID sau viroză respiratorie sau gripă. Uh-huh. Și atunci, când știm că trebuie să mergem să facem acel test, ne bazăm pe un singur simptom, de exemplu, dacă ne doare capul, putem să ne gândim că avem COVID sau nu? Și aici cred că există, se poate nuanța. Sigur că o durere de cap cronică, preexistentă, cu istoric de dureri de cap, un pacient cu astfel de simptomatologie, nu ar trebui să gândească din prima că are COVID sau știu o viroză respiratorie. Pe de altă parte, cu cât avem mai multe simptome asociate, cu atât probabilitatea să avem o infecție respiratorie este mai mare. Și sigur că fiind într-un moment de pandemie, ne putem gândi, de ce nu, la COVID. Pe de altă parte, până la momentul ăsta la care discutăm, nu sunt diagnosticate foarte multe infecții de tip gripal. Și atunci, în momentul în care apar astfel de manifestări, probabil că primul lucru care ne vine în minte e ok, dacă cumva avem COVID. Sigur că există și niște definiții pentru COVID. Sunt probabil foarte bine cunoscute. Tusea însoțită de febră reprezintă un criteriu pentru a ne gândi la un caz suspect de COVID, sau putem să ne gândim la o asociere de trei simptome. Oricare din simptomele pe care le-am menționat eu mai devreme, durere de cap, tuse, febră, dureri de mușchi, pot să ne facă să ne gândim la o infecție COVID. Și din momentul în care avem aceste simptome, da, primul lucru pe care putem merge singur să ne testăm? Primul lucru pe care ar trebui să-l facem ar fi să luăm legătura cu medicul de familie, care ne va coordona și ne va spune ce avem de făcut în continuare. Practic, medicul de familie este cel care poate să ne ajute și să ne dea sfaturi competente în ceea ce privește pașii de urmat.
Sigur că în momentul în care vorbim de un caz suspect, adică au acele simptome menționate de mine mai devreme, atunci pacientul ar trebui să rămână acasă și să sune, să obțină un test prin intermediul DSP. Nu de fiecare dată se întâmplă lucrul ăsta, din păcate, știm foarte bine. Au fost foarte multe cazuri în perioada aceasta și atunci destul de greu au ajuns practic să fie testați acasă pacienții. Și atunci s-au dus ei de bunăvoie, s-au dus singuri? Nu e recomandat să facă asta, dar sigur că în momentul în care nu ai ce face, dacă nu, pur și simplu, n-ai nicio altă soluție, rămâi acasă, încerc să spun în continuare lucrul ăsta, dar dacă decizi totuși până la urmă să mergi într-un centru de recoltare, atunci ar trebui să o faci cât se poate de izolat de ceilalți, adică să mergi cu mașina proprie, să nu fii însoțit de nimeni, să anunți în prealabil în centru de testare, astfel încât să se poate lua toate măsurile de prevedere acolo. Dar, repet, regula de bază este să așteptăm și medicul de familie ne va spune ce avem de făcut mai departe. În momentul în care ni se recomandă să facem acest test, sunt cele două variante, PCR sau testul rapid? Da, aici există un singur test acceptat de către toată lumea, și anume testul PCR. Vorbim de testul cu antigen, testul PCR, care rămâne în continuare încă de la începutul pandemiei standardul de aur, să spunem, al diagnosticului. În ceea ce privește testele rapide, sigur, într-o oarecare măsură ele sunt utile, numai că nu ne putem baza foarte, foarte tare pe ele, mai ales în momentul în care un astfel de test este negativ. Adică în prezența unor simptome, un test negativ nu exclude boala. Sunt mai multe statistici legate de aceste teste rapide și se consideră că în aproximativ 4 din 10 cazuri, aceste teste rapide negative sunt fals negative. Adică practic 4 pacienți din 10 vor fi testați, vor fi negativi, dar ei de fapt sunt de adevăratele pozitivi. Motiv pentru care nu ne putem atât de tare baza pentru excluderea bolii pe acest test rapid. Deci ar trebui, dacă a ieșit testul negativ, testul rapid dacă a ieșit negativ? Trebuie să avem o înaltă suspiciune în prezența simptomelor și tot așa să ținem legătura cu medicul de familie. Pe de altă parte, în fața unui test pozitiv rapid, tot va trebui să-l confirmăm cu un test PCR, dar experiența noastră de până acum și a studiilor arată că testele rapide pozitive se confirmă ulterior și prin teste PCR. În orice caz, din punct de vedere al legii, să spunem așa, ca să pot să beneficiez, de exemplu, de un concediu medical, singurul care e luat în calcul este acest test PCR. Bun, asta este o informație foarte, foarte bună de reținut, pe care nici eu nu o știam și chiar e important să o dăm mai departe. Bun, în momentul în care acest test ne arată că persoana este pozitivă, cine este considerat contact direct? Pentru că și aici sunt foarte multe discuții și încă nu s-a înțeles foarte clar. Da. Practic, aici sunt foarte multe definiții ale contactului, să spunem așa. Sigur că pentru a fi contact înseamnă să, ca persoana infectată să fie în fața altei persoane timp de 15-20 de minute minimum, la o distanță de 1,5-2 metri, să nu poarte mască măcar unul dintre ei, și atunci probabilitatea de contact este mare și cei care au stat la o astfel de distanță vor fi declarați contacți. Pe de altă parte, sigur, membrii familiei, dacă vorbim de un caz care se izolează acasă, probabilitatea este foarte mare ca în cazul familiei să se transmită foarte ușor coronavirusul și atunci și membrii familiei vor fi contacți ai acestei persoane și vor trebui să contacteze DSP, care să definească clar acest stadiu de contact. Da? Vor rămâne împreună acasă cu pacientul și vor fi monitorizați de către medicul de familie. Spuneați mai devreme că dacă o persoană poartă mască și cealaltă nu. Da, practic amândoi trebuie să poarte mască, da? Cei doi interlocutori trebuie să poarte în permanență mască. Da? Și dacă a fost purtată corect masca, atunci practic cei implicați nu sunt contacți direct. Nu reprezintă contacți direct. Da? Am înțeles.
Bun. Mai departe, această izolare pe care trebuie să o facă persoana confirmată, ar trebui să-și caute o locuință în care să stea timp de 14 zile sau poate se poate izola acasă cu toate măsurile de siguranță? Și să ne spuneți ce înseamnă aceste măsuri de siguranță în cazul în care locuiește cu toată familia. Da. La momentul la care vorbim, sigur că la debutul pandemiei, toate cazurile depistate pozitiv erau practic, trebuiau să se izoleze într-o unitate medicală. Acum lucrurile s-au mai nuanțat. În momentul la care vorbim, cazurile ușoare, cazurile chiar moderate, pot fi îngrijite acasă și pacienții se pot izola acasă. Sigur că ar trebui păstrate câteva măsuri acasă, și anume toată lumea ar trebui să poarte acea mască, pacientul ar trebui să stea izolat, ar trebui în măsura în care se poate să existe o toaletă separată, să nu se suprapună în timpul mesei, să se dezinfecteze în permanență toate suprafețele și în special în zona în care stă bolnavul, să fie în permanență curățate toate zonele pe care le atinge bolnavul, să fie deschise foarte frecvent geamurile și așa mai departe. Pentru cazurile care nu se pot izola acasă, pot exista și astfel de cazuri, atunci, practic, cu ajutorul DSP-ului e posibil să se găsească locuri de izolare unde pacienții să poată să stea în izolare departe de restul familiei. De obicei, pacienții însă preferă să rămână acasă și să fie atenți la măsurile pe care le spuneați dumneavoastră mai devreme. Dar care sunt aceste categorii de pacienți care pot rămâne acasă? Când ar trebui să rămână acasă și când ar trebui să meargă la spital? Aproximativ, și aici studiile variază destul de mult. Se spune că 15, 10, 20% dintre pacienți sunt asimptomatici din totalul populației care face COVID. Sigur că ei pot să rămână acasă păstrând toate măsurile acelea de izolare. La fel, cei cu simptome ușoare, care practic au doar simptome minime, febră minimă, dureri de cap minime, care nu au tulburări respiratorii în general, pot fi îngrijiți în siguranță acasă, sub supravegherea strictă a medicului de familie. Asta este cert. În momentul în care apar tulburări respiratorii, adică acea scurtare a respirației sau, mă rog, lipsă de aer frecventă la eforturi minime, de exemplu când mergem la toaletă să ne spălăm sau când bem lichide, sau în momentul în care apar stări de confuzie, de ce nu, pot să apară și astfel de situații, atunci, sigur, pacientul trebuie să meargă la spital. O altă zonă, să spunem așa, de risc ar fi pacienții care sunt mai expuși, care au mai mare risc de a face o boală severă, deci care au la început simptome ușoare, minime, dar care pe parcursul bolii pot să facă forme severe, critice de boală. Și aici sunt acele bine cunoscute boli cronice, cardiovasculare, hipertensiune, diabet, insuficiențe renale și așa mai departe. Acești pacienți sunt foarte, foarte atent monitorizați, foarte strâns monitorizați de către medicii de familie și în anumite cazuri, chiar la simptome mai ușoare, pot să aibă recomandarea din partea medicului de familie să meargă într-un spital pentru a fi tratați și monitorizați acolo. Uh-huh. Da? Deci, ca regulă generală, cât timp simptomele respiratorii nu se agravează în timp, cât timp saturația poate a oxigenului, știu că foarte mulți pacienți au acele pulsoximetre acasă, rămâne constant peste 95, acei pacienți pot să stea în siguranță acasă. Uh-huh. Și asta era chiar următoarea întrebare, apropo de pulsoximetru. Ar trebui să avem acasă un astfel de aparat? Sau ar trebui să ne achiziționăm atunci, în cazul în care, Doamne ferește, da, ne infectăm? Pulsoximetrele sunt utile. Sunt instrumente pe care le putem folosi în monitorizarea simptomelor. Sigur că sunt și câteva pericole legate de utilizarea pulsoximetrelor. Acum nu ne putem accidenta din cauza pulsoximetrelor, dar ele pot să aibă la un moment dat valori fals căzute sau poate fals crescute. Ar trebui să aibă și ele o omologare, ar trebui să știm să le folosim destul de bine. Pot să fie anumite momente în care saturația să fie fals căzută, poate o ojă sau un lac de unghii pe care îl folosim, sau poate, știu eu, degete sau extremități mai reci
și atunci să apară o falsă scădere a saturației. Dar pe ansamblu, da, e bine să avem aceste pulsoximetre. Ne pot ajuta și pe noi, pe de-o parte, să ne liniștim și pot reprezenta și un instrument util atunci când medicul de familie discută cu pacienții. Dar ce aș vrea să atrag atenția e că în anumite situații o valoare scăzută a saturației nu înseamnă neapărat un pericol pentru pacient. Doar în urma discuției cu medicul putem să tragem o concluzie. Uh-huh. Aș vrea chiar să vă citesc o întrebare care a venit chiar acum. Dacă îți poți verifica acasă nivelul de oxigen din sânge, la ce procent ar trebui să te îngrijorezi și să suni la salvare? În principiu, când scade sub 90%, în mod obișnuit, o saturație normală, corectă, este peste 95%. Acum, pot să existe pe parcursul zilei mici variații și să ajungem poate la 94-93%, tranzitoriu însă. Adică, în momentul în care vedem o valoare scăzută a saturației, ar trebui să avem o monitorizare de câteva minute a saturației pentru a ne da seama cam unde suntem. Dacă e constant scăzută sub 95, atunci ar trebui să ne îngrijorăm și să discutăm cu medicul de familie. Pe de altă parte, dacă obținem tranzitoriu o valoare de 93, probabil că nu reprezintă o problemă și după ce discutăm cu medicul de familie, putem să rămânem în continuare acasă monitorizați de către aceasta. Ar trebui să păstrăm un jurnal al acestor monitorizări ca să știm să-i spunem medicului de familie? Sigur, acum n-ar trebui să ne luăm să verificăm, am putea cădea în capcana de a verifica la fiecare 5-10 minute, ba tensiunea, poate avem un tensiometru, ba saturația, ba temperatura, putem ajunge chiar să avem o falsă, să obținem false valori. Deci probabil că de 2-3 ori pe zi ar fi suficient pentru a măsura aceste constante și atunci, sigur, un jurnal poate ajuta, de ce nu. Pe de altă parte, cu mare probabilitate le putem reține pe parcursul unei zile, astfel încât să comunicăm cu medicul de familie. Atenție, comunicarea zilnică cu medicul de familie e importantă. Înainte de a merge mai departe și a vorbi despre tratament, aș reveni puțin la simptome, pentru că avem o întrebare. Mă dor capul și ochii și obosesc repede. Pot fi acestea simptomele? Avem două dintre cele trei simptome pe care ar trebui să le avem pentru a durerea de cap gândi, da? Durerea de cap și oboseala. Cele două sunt între manifestările COVID. Ar trebui să mai avem unul ca să ne gândim la un caz suspect. Dar, pe de altă parte, dacă au debutat recent aceste simptome, atunci am putea să ne gândim dacă nu cumva am avea un COVID. Și atunci să ne monitorizăm mai atent și temperatura, poate să ne gândim dacă am intrat în contact poate cu cineva care a trecut prin boală, e bolnav la momentul actual, și atunci să monitorizăm un pic mai atent toate aceste lucruri. Dacă mai apare și cel de-al treilea simptom, atunci ne încadrăm în caz suspect. Da? Iarăși foarte important, sigur că dacă vorbim de o durere de cap și de oboseală care e veche de 4-5 săptămâni, probabil că nu e vorba de un COVID, ci trebuie să căutăm o altă cauză. Pe de altă parte, dacă au apărut brusc, în plină stare de sănătate, de ce nu, ne-ar putea ridica semne de întrebare. Da, nu e neapărat un debut chiar atât de frecvent. Vorbim de tratament acum pentru cei care pot face asta acasă. În ce constă acest tratament? Și aș vrea să vorbim și despre celebra discuție despre vitamina C, vitamina D. Da. Bun. Cred că atunci când vorbim de tratament, probabil cea mai desuitată recomandare e cea de hidratare, de recomandare de consum de lichide. Cred că ăsta este unul dintre... E foarte important, mai ales atunci când vine vorba de febră, poate asociem și manifestări digestive, diaree, vărsături, de ce nu, și atunci ne deshidratăm și uităm să consumăm lichide. Ăsta este un lucru foarte ușor pe care îl putem să-l facem, dar pe care și noi ca medici câteodată uităm să-l recomandăm și pacienții câteodată nu sunt foarte atenți la asta. Deci hidratarea spune că e punctul 1, să spunem, în tratament. Pe lângă acest lucru, în formele tratate acasă, tratamentul recomandat ar fi cel simptomatic. Adică ne gândim aici la tratamentele pe care le luăm în mod obișnuit și în gripă și în
banalele răceli, să le spunem așa, virus de respiratorii. Și anume, în funcție de simptomele pe care le avem, putem lua un medicament sau altul. Pentru dureri de cap putem să utilizăm foarte bine paracetamolul și ibuprofenul. Pentru febră, pentru dureri de gât, la fel, paracetamolul, nurofenul sunt foarte bune. Pentru durerile de gât, diversele pastile de suc sunt foarte bune. Deci vorbim aici strict de tratamente simptomatice. Destul de des, din păcate, avem de a face cu tratamente, să spunem așa, care depășesc sfera simptomatică, adică dorim să luăm mai mult decât aceste medicamente simple și foarte eficiente pentru simptome. Și aici mă gândesc la antibiotice, cel mai utilizat în prezent e azitromicina. În niciun caz în tratamentele de acasă azitromicina sau alte antibiotice nu sunt recomandate în toate cazurile. Și oricum nu luăm antibiotic decât la recomandarea medicului. Decât la recomandarea medicului cu siguranță. Vorbim de o infecție virală în care antibioticele nu au eficiență. Da? Deci vorbim de un virus, nu de o bacterie. Când vorbim de o infecție supraadăugată bacteriană, sigur ne putem gândi la un antibiotic. Dar acest lucru îl poate decide doar medicul de familie și doar în cazuri extrem, extrem de rare selecționate. Deci ăsta e un tratament frecvent administrat, din păcate, auto-administrat, antibioticul, și care ne poate face mult mai rău decât bine. Când vorbim, repet, de pacienți care sunt tratați acasă. În spital lucrurile stau cu totul alt. Un alt medicament foarte utilizat este, foarte des circulă prin diverse forme, recomandări pe internet și așa mai departe, este cel cu dexametazonă. Un antiinflamator puternic care e foarte util pentru bolnavii spitalizați în stări grave, în formele critice, severe, dar este foarte periculos și poate avea efecte adverse mari atunci când nu este administrat corect sau nu este administrat pentru o cauză importantă. Deci nici dexametazona nu este un medicament pe care să-l luăm acasă. Poate al treilea lucru frecvent utilizat sunt anticoagulantele, cele care subțiază sângele, așa în termeni mai cunoscuți, și nici acest medicament nu este recomandat de rutină. Medicul de familie poate să decidă în anumite cazuri să recomande acest tip de tratament, ghidurile permit astfel de tratamente și acasă, dar numai pentru anumite cazuri foarte selecționate. Cei care nu se pot mișca sunt imobilizați la pat foarte timp prelungit, pacienți care se recuperează după intervenții chirurgicale, pacienți cu istoric de afecțiuni de tipul acesta trombotic, îi spunem noi, protrombotic, care predispun practic la apariția accidentelor de tip vascular. Dar, ca regulă generală, anticoagulantele nu se administrează la pacienții care sunt tratați acasă. Pentru că ați spus de vitamina C, vitamina D, zincul, sigur, toate ghidurile spun că nu e greșit să le luăm, dar probabil nu ne ajută. Nu ne ajută în momentul de stare al bolii, pentru că practic nu au fost studiile făcute, nu au arătat o evoluție mai bună a pacienților care au urmat astfel de tratamente față de pacienții care n-au urmat aceste tratamente. Pe de altă parte, ele sunt cunoscute că pot crește imunitatea, dar administrate poate înaintea apariției bolii, deci nu pe imediat pe parcursul bolii. Dacă am fost confirmați pozitiv, nu începem imediat să luăm... Da, repet, nu este greșit. Atenție la doza de vitamină D, pentru că putem să facem, să avem probleme destul de mari atunci când depășim doza admisă de vitamina D. În mod obișnuit, vitamina D ar trebui recomandată doar prin măsurarea vitaminei D în sânge în prealabil. Ar trebui să știm că avem acest deficit. Oricum, se pare că nu ne ajută foarte tare la administrarea în timpul bolii acute. Deci, ca o concluzie, nu e greșit să luăm, dar probabil că nu ne ajută foarte mult. Alte tratamente, sigur, s-a discutat foarte mult despre medicamentele antivirale, ele sunt rezervate doar pacienților din spital. Deci, într-un fel, tratăm boala acasă, pentru că vorbim de boală de la asimptomatică la ușoară până la moderată, și în alt fel vom trata COVID la spital. Și în ambele situații este foarte important ca tratamentul să fie recomandat de medic, dar dacă nu avem niciun simptom, suntem confirmați pozitiv, dar nu avem niciun simptom.
luăm ceva sau nu? Nu am, n-am avea de ce să luăm nimic. Nu e nimic, repet, niciun medicament nu a arătat că scade, știu, intensitatea bolii, poate să prevină boala. Aici vorbim de medicamente obișnuite, nu știu cum a fost hidroxiclorochina sau, știu eu, dexametazona, sau că ne-am gândit la un moment dat că ar putea să ne ajute. Deci dacă vorbim de medicamente, nu putem face nimic preventiv. Câte zile ar trebui să dureze această izolare și de ce? Regula, legea spune 14 zile. Da? Deci de la momentul testului pozitiv numărăm 14 zile și asta este perioada de izolare. Numai puțin. Sigur că sunt discuții în foarte multe alte țări despre durata aceasta, că ar putea fi prea mare, că poate ar fi bine să fie mai mică, poate pentru cazurile asimptomatice. Nu, în cazul nostru, 14 zile de la momentul testului pozitiv trebuie să rămânem acasă împreună cu familia. În cazurile severe, această durată se poate prelungi. Dar vorbim de pacienți care au fost în spital, care poate au avut nevoie de terapie intensivă și așa mai departe. Acolo durata izolării poate să fie mai mare. Deci la finalul celor 14 zile, medicul declară pacientul vindecat și pacientul poate ieși din izolare, păstrând în continuare măsurile acelea de siguranță. Nu renunțăm la ele nici după ce am încheiat boala. Și aș vrea să vă citesc o altă întrebare din comentarii. Câte zile de la debutul simptomelor se consideră contagios un pacient? Păi, practic, toate acele 14 zile. Sigur că perioada de incubație variază de la minus 2 zile, deci cu 2 zile înainte să apară simptomele, până la 14 zile după apariția simptomelor. Deci, practic, asta este perioada în care pacientul poate să transmită boala. Cu un maxim, probabil, în zilele 4, 5, 6, 7, când cantitatea de virus pe care pacientul o excretă este cea mai mare. Dar, pe tot parcursul acestei perioade, se poate ca pacientul să transmită boala. Deci, e o perioadă destul de mare de contagiozitate. Și tocmai de aceea trebuie să fim atenți. Dar dacă după cele 14 zile simptomele continuă, persoana mai este contagioasă? În marea majoritate a cazurilor, nu. După 14 zile sunt foarte multe studii făcute pe foarte mulți pacienți, pe un număr imens de pacienți, care arată că deși poate virusul mai e prezent, adică atunci când încercăm să facem un test PCR, testul acela PCR rămâne pozitiv, chiar și în condițiile astea pacientul nu mai transmite virusul. Deci după 14 zile, chiar în prezența, nu știu, unor simptome de tip oboseală sau durere de cap, sau de ce nu, poate chiar și o ușoară tuse, probabilitatea de a transmite virusul e foarte mică. Decizia de a ieși din izolare o va lua însă medicul de familie. Practic, medicul de familie va decide dacă pacientul mai are nevoie de o zi, două suplimentare. În cazul poate persistenței febrei, tusei sau accentuării acestor simptome, e posibil să se prelungească. Dar astea sunt cazuri foarte rare. Da. Dar persoana este contagioasă chiar dacă este asimptomatică? Este următoarea întrebare. Și dacă este, câte zile se consideră a fi? Este aceeași regulă? Da, este absolut aceeași regulă, indiferent de prezența sau nu a simptomelor. Vă citesc o altă întrebare. Dacă ai avut COVID, dar nu ai anticorpi, poți face COVID din nou? Da. E o întrebare la care, să spunem așa, mai așteptăm răspunsuri. Ce știm până în momentul ăsta e următorul lucru, că undeva până la 90 de zile după ce s-a încheiat infecția COVID, deci după ce s-au încheiat cele 14 zile, se pare că am fi protejați de a face o nouă boală. Pe de altă parte, studiile de până acum nu sunt suficient de concludente cât să putem să tragem o concluzie clară, certă. Recomandarea de până acum este practic aceeași, și anume după boală 90 de zile probabilitatea să facem din nou coronavirus este mică. Spre zero. Mergem mai departe cu o altă întrebare. Cum explicați că după 2 luni de la test pozitiv nu mi-au revenit gustul și mirosul? După 2 luni, a spus, nu? Da. Da, sunt întâlnite cazuri destul de... Nu sunt foarte multe, dar sunt cazuri în care persistența simptomelor... Simptomele persistă câteva luni bune după infecția COVID. Ele, în majoritatea cazurilor, nu sunt periculoase și nu, pe termen lung nu lasă urme. Mai ales când vorbim de cazuri ușoare, moderate. Deci, da, se poate întâlni. Studiile arată că sunt undeva între 3 și 6 luni
pot să rămână simptome de tipul pierderii, poate nu totale neapărat a gustului și a mirosului, dar cu tulburări de gust și miros. Vestea bună e că în proporție covârșitoare spre 100%, gustul și mirosul revin la starea inițială după, iată, câteva zile până la câteva luni. Bun, deci e ceva de, este ceva ce au mai pățit și alții și și-au revenit după aceea. Eventual poate doamna să solicite și un consult ORL, de unde poate să, știu eu, să vadă dacă sunt anumite aspecte particulare sau nu. Da. Dar ca regulă generală se poate întâmpla asta. Vorbeam de cele 14 zile de izolare. Odată ce au trecut, recomandați un nou test? Legea nu obligă persoanele care au trecut prin infectare să se testeze? Da. Am spus mai devreme că studiile făcute sunt studii independente, făcute în mai multe țări, nu doar într-una singură, pe foarte multe persoane. Arată că după 14 zile, chiar și cei care au teste pozitive, teste PCR pozitive, nu transmit boala. Adică sunt atât de multe studii în sensul ăsta și atât de mulți pacienți monitorizați, chiar câteva luni până la 5-6 luni după, și la niciunul dintre aceștia practic nu s-a transmis infecția mai departe. Deci, dacă mă întrebați pe mine, testarea PCR nu e obligatorie. Sigur, ea poate fi făcută la cerere, ea nu neapărat va fi luată în considerare atunci când vine vorba de decizii de ordin legal în privința concediilor medicale, izolării și așa mai departe. Deci cumva testul PCR nu e obligatoriu la cele 14 zile, reîntoarcerea la lucru nu depinde de acest test. Uh-huh. Și asta este valabil și pentru contactul persoanei infectate? Contactul persoanei infectate, în principiu, n-ar avea un test pozitiv. Dacă nu apar simptome, în general, contactii nu se testează în mod obișnuit. Dacă pe parcursul celor 14 zile de carantină, pentru că în cazul contactilor nu vorbim neapărat de izolare, vorbim de o carantină. Dacă pe perioada aceasta de 14 zile, când e obligatoriu să rămâi în carantină, apar simptome, atunci faci un test și în cazul în care e pozitiv, se aplică regula izolării. Voi sta 14 zile în izolare de data asta. Alminteri, nu e necesară o testare. Dacă totuși pe parcursul celor 14 zile n-am niciun simptom și fac totuși un test, e destul de greu pentru că ar trebui să stau în carantină, n-ar trebui să am cum să fac acest test, dar dacă totuși îl fac și iese pozitiv, atunci practic voi fi supus izolării 14 zile chiar în lipsa simptomelor. Și mai departe vorbim despre prevenție, imunitate și anticorpi post-COVID și aș începe cu o întrebare, dincolo de măsurile astea de siguranță pe care chiar ne ajută să prevenim, da, această infecție și de care se tot vorbește peste tot, această mască pe care o purtăm și noi, aș vrea să vă citesc o întrebare pentru că am tot văzut-o pe forumuri. Ce părere aveți despre sterilizarea cu lămpi UV? De exemplu, putem cumpăra o lampă UV pentru dezinfectarea clanței a cumpărăturilor ca să ne simțim mai în siguranță? Știți că și la început toată lumea își dezinfecta cumpărăturile sau le lăsa afară pe balcon 2-3 zile până să le aducă în casă? Da, lămpile UV sunt utile, le folosim în spitale, în unități sanitare, sunt relativ scumpe, nu știu în ce măsură ar fi utile să fie folosite acasă. Ele au eficiență în mod cert, trebuie să le repoziționăm frecvent pentru a putea știu, obține efectele dorite. Nu e greșit să avem astfel de lămpi. Pe de altă parte, trebuie să avem grijă ca în camera în care acea lampă funcționează să nu ne găsim și noi pe acolo, pentru că putem să pățim tot felul de probleme la nivelul pielii. Și atunci, cumva, ar trebui, în momentul în care avem o astfel de lampă acasă, să știm foarte bine și cum să o folosim și cât de des să stea într-o cameră, cum să o direcționăm și așa mai departe. Adică sunt câteva reguli de folosire a lămpii UV. N-aș recomanda neapărat utilizarea ei acasă. Păstrăm măsurile de siguranță pe care le spuneați dumneavoastră și în prima parte a acestui interviu, nu?
Măsurile de siguranță sunt aceleași încă de la începutul pandemiei, sigur că poate au devenit obligatorii cu timpul, ne-am mai obișnuit și noi cu ele puțin. Din păcate, probabil că o să trebuiască să mai trăim câtva timp cu ele, adică purtatul măștii, distanța asta fizică. Sunt lucruri pe care o să trebuiască să le facem și în următorul an, din păcate. Rămâne să vedem exact cât din următorul an, încă nu știm foarte bine. Avem acest orizont al vaccinurilor și al prevenției prin vaccinare, dar recomandările actuale chiar și după vaccinare este să păstrăm aceleași măsuri de siguranță până când vom ști cu siguranță cât timp vom avea imunitate după boală sau după vaccinare. Deci păstrăm măsurile de siguranță în continuare. Și pentru că spuneați de vaccinuri, una dintre întrebări sună cam așa. Care este diferența între cele două vaccinuri care au fost anunțate până acum? Sunt companii independente, dar modul de acțiune al celor două vaccinuri aprobat și în curs de aprobare, când vorbim de vaccinul celor de la Pfizer, vorbim deja de un vaccin aprobat în Statele Unite și în Canada și în Marea Britanie. Când vorbim de vaccinul celor de la Moderna, vorbim de un vaccin care probabil astăzi, mâine sau săptămâna viitoare va fi și el aprobat în Statele Unite. Sunt vaccinuri similare care folosesc același tip de cale de acțiune prin intermediul RNA mesager. Sigur că sunt diferențe legate de modalitatea lor de utilizare în studii, sunt obținut mici variații în ceea ce privește eficiența și siguranța, dar ele sunt foarte apropiate din punctul ăsta de vedere. Rămâne să vedem. Cu siguranță, deocamdată, vaccinul celor de la Pfizer este utilizat. A fost utilizat pe sute de mii de persoane până acum, atât în Marea Britanie cât și în Statele Unite. Sunt vaccinuri, într-adevăr, noi, dar se pare foarte, foarte eficient. Bun, deci îl așteptăm și noi să ajungă. Îl așteptăm și la noi, sigur. Probabil că tot ce ține de partea aceasta de vaccinare e un subiect foarte mult dezbătut în perioada aceasta. Or să pe parcursul următoarelor luni vom avea din ce în ce mai multe informații. Deja avem foarte multe informații. Rămâne să ajungă și la noi. Se pare că în curând vom avea și noi primele 10.000 de doze, se spune. Și până atunci păstrăm această mască. Ce altceva mai putem face? Bun, din perspectiva prevenției, din păcate, foarte multe lucruri nu putem să facem. Trebuie să avem grijă, grija pe care am avut-o în lunile trecute, trebuie să o avem și acum. Și eu subliniez de fiecare dată că foarte important e, mai ales pentru cei în vârstă sau cei care au un risc mai mare, până la urmă, de a face o formă severă, critică de boală. În special pe ei trebuie să-i protejăm. Și, din păcate, nu de fiecare dată reușim să facem asta. Și acum, cu atât mai tare că vin sărbătorile și foarte mulți merge acasă la părinți, la bunici. Da, poate că de sărbători ar fi bine să înlocuim puțin masa aceea. E foarte greu de spus, pentru că, sigur, pe de-o parte avem tradiții, ne-am obișnuit de atâția ani să mergem așa, dorul de părinți e mare, dar pe de altă parte, dacă știu eu, cei dragi se îmbolnăvesc și ajung la spital, atunci lucrurile s-ar putea să ne pară rău. Și atunci poate înlocuim cât mai mult din masa aceea tradițională cu o întâlnire, nu știu, în aer liber, de mai scurtă durată, poate o plimbare de scurtă durată. Poate găsim metode alternative de a ne întâlni cu cei dragi. Mai avem un picuț de răbdat, da, de avut puțină grijă. Alte măsuri de prevenție nu. Aș reveni poate puțin la vaccinuri, pentru că poate mai puțin la noi, cât acum în Statele Unite sunt foarte multe discuții legate de vaccinare, despre eficiența vaccinării și mai ales despre siguranța vaccinării. Și aici asigur că o să fie în următoarele luni misiunea noastră, a cadrelor medicale, să spunem, a autorităților, de a explica foarte bine cum funcționează aceste vaccinuri, de a povesti cum au fost ele practic studiate și într-un final aprobate, astfel încât să mai eliminăm din temerile acestea, de altfel justificate poate,
legate de vaccinare, dacă e un vaccin sigur, dacă nu cumva s-au tăiat anumiți pași obișnuiți de studiere a vaccinurilor. Practic, tot ce ține de dezvoltarea vaccinului și de studierea lui n-a fost nimic, știu eu, n-au fost urmate scurtături pentru dezvoltarea vaccinului. Tot ceea ce s-a reușit să se facă a fost, practic, să adunăm foarte multe fonduri pentru a dezvolta lucrurile astea. Am reușit să scurtăm timpii de comunicare între diversele autorități și așa am ajuns să facem mai repede aceste vaccinuri, să poată să apară aceste vaccinuri. Tehnologia nu este atât de nouă cum poate mulți cred. Ea este studiată de ceva ani, de peste 20 de ani, 30 de ani poate. Tehnologia aceasta se folosește atât în partea asta de vaccinuri, dar și în tratamente, știu eu, de tip cancer și așa mai departe. Deci nu este neapărat ceva nou. Sigur că temerile întotdeauna or să apară înaintea unui nou medicament. Chiar și antibioticele, chiar și Nurofenul, de care povesteam mai devreme, ibuprofenul, a trebuit să treacă la un moment dat prin aceiași pași prin care a trecut și vaccinul, adică să fie testat pe un grup mic de populație, să fie aprobat și apoi folosit în populația generală și studiat în continuare efectele lor. Vă citesc o întrebare legată de vaccinuri. Sună așa, ce se întâmplă dacă o persoană face vaccinuri de la două sau mai multe companii? Deocamdată nu este recomandată, deci cu ce tip, în primul rând, la momentul ăsta sunt doar cele două foarte aproape, unul aprobat și unul foarte aproape de aprobare și conțin același, practic funcționează similar. Cu toate astea, nu se recomandă schimbarea producătorului. Adică dacă am început cu vaccinul Pfizer, voi continua să folosesc vaccinul Pfizer. Am început cu Moderna, continui cu Moderna. La momentul ăsta n-a fost studiată niciun fel utilizarea celor două vaccinuri încrucișat. Motiv pentru care nu ar fi sigur să le folosim, nici nu știm dacă am obține imunitatea necesară sau nu. Deci, cu ce am început, cu asta continuăm. O analiză recentă, Regina Maria, arată că 80% dintre persoanele infectate cu SARS-CoV-2 prezintă anticorpi detectabili. Cum ajută aceștia și pentru cât timp? Și dacă ne mai putem reinfecta? Da. Bun, anticorpii pe care îi obținem după ce am trecut prin boală sunt de mai multe tipuri. Unii dintre ei sunt anticorpi protectori de tip IgG. Ei sunt prezenți în cantități mai mici sau mai mari. Iar persistența lor în timp pare să fie undeva spre 90 de zile. De aici și recomandarea aceea ideea cumva că imunitatea durează 90 de zile. Dacă ar trebui să facem ceva suplimentar legat de această valoare a anticorpilor, aici discuția e așa, chiar și dacă am trecut prin boală și avem acești anticorpi, să știți că recomandarea este în continuare aceea de vaccinare. După 90 de zile, vaccinarea se poate face în continuare și chiar e indicată, pentru că după acele 90 de zile poate reapărea reinfectarea. Deci imunitatea variază la momentul ăsta, urmează să mai aflăm, să mai culegem date pentru a vedea cât timp, ce tip de persoane poate au imunitate de mai lungă durată, ce tip de persoane au poate imunitate relativ mică și să se reinfecteze. Și... Da. Boala se manifestă. În orice caz, toate ghidurile actuale pe care noi le folosim recomandă ca după să continuăm măsurile de protecție, așa cum am spus, și vaccinarea după 90 de zile de la trecerea prin boală. Deci, da, vaccinarea va fi necesară chiar și pentru cei care au trecut prin boală. Și aș vrea să vorbim acum la final și de monitorizarea post-COVID. Cât de important este ca cei care au trecut prin boală să meargă să-și facă investigații și ce investigații ar trebui să-și facă? Da. Sigur, povesteam puțin mai devreme că după ce am trecut printr-o infecție COVID, putem să avem simptome persistente chiar și câteva luni bune. Acest lucru se întâmplă mult mai frecvent la cazurile moderate, severe, cei spitalizați în special vor avea probabil simptome de mai lungă durată.
Și atunci, sigur că, în special, aceste categorii de populație, de pacienți, vor trebui să fie atent monitorizate și imediat după ce au trecut prin COVID. Pe de altă parte, sigur că există manifestări pulmonare și modificări ale CT-urilor, de exemplu, chiar și la persoane cu manifestări ușoare spre moderate, practic cei care sunt tratați acasă, sau modificări ale unor analize ale sângelui în ceea ce privește funcția hepatică, funcția ficatului sau funcția renală. Și atunci, probabil că în următoarea lună post-COVID pot fi folosite, pot fi utile anumite teste care să verifice funcția renală, funcția hepatică, funcția pulmonară. Și atunci, în funcție de ce discuți tu ca pacient și cu medicul de familie, poți să decizi să urmezi o serie de, să faci o serie de teste și în funcție de rezultatul inițial să decizi dacă să continui sau nu monitorizarea aspectelor care, știu eu, au variat față de normal. Deci ar trebui să reevaluăm situația în funcție de... Exact. În prima lună probabil că merită monitorizate anumiți parametri, în special la cei cu simptome persistente și cei cu manifestări severe de boală pe parcursul afecțiunii. Cam asta ar fi despre monitorizarea post-COVID. Sigur că există, pe lângă aceste teste, în special pentru cei cu manifestări pulmonare persistente, există diverse tehnici de recuperare a funcției pulmonare. Sunt kinetoterapie combinată cu terapie hiperbară. Sunt anumite lucruri pe care le putem face pentru ca acei pacienți la care persistă manifestările pulmonare, tusea sau oboseala sau deficitul de respirație, pe care le-am putea face pentru a-i ajuta să recupereze cât mai repede funcția pulmonară, dar și starea generală. Da? Și reeducarea respiratorie, da? Da, e vorba, ce înseamnă? E vorba fix de câteva, să spunem așa, mișcări pe care le-am putea face sub supravegherea kinetoterapeuților, sub îndrumarea medicilor de recuperare medicală, pe care pacienții ar putea să le facă pentru a-și recăpăta respirația și pentru a trece mai ușor peste faza aceea de după boală, de convalescență în ceea ce privește partea respiratorie. Deci sunt practic câteva exerciții, să spunem așa, pe care le pot face pacienții COVID, probabil undeva 10-15 ședințe pe care le pot face pentru a recăpăta practic această funcționare a aparatului respirator, întărirea musculaturii respiratorii, a diafragmului și așa mai departe. Bun, deci este foarte important această reevaluare după ce am trecut prin boală, este important să mergem în continuare la medic și la Regina Maria chiar există această clinică post-COVID. Da, există, sunt un grup de medici specialiști, începând cu medici de medicină generală și trecând prin, știu eu, medici specialități precum bolile infecțioase, pneumologia, cardiologia, ORL și așa mai departe, care pot la un moment dat să ajute pacienții care prezintă simptome post-COVID persistente să treacă mai ușor prin, să recupereze mai repede și să revină la starea inițială. Avantajul e că acești specialiști pot să comunice în permanență unii cu ceilalți și să se sfătuiască atunci când vine vorba de, știu eu, tratarea mai multor simptome concomitente ale unor pacienți, mai multe modificări ale unor, știu eu, imagini pulmonare sau al unor teste de sânge. Da, recomand tipul acesta de monitorizare, în special pentru pacienții care au avut o formă severă sau forme moderate cu simptome persistente. Și aș vrea să vă mai citesc două întrebări. Se poate să-ți pierzi gustul și mirosul, dar să nu ai COVID? Da, bineînțeles că se poate. Sunt multe alte cauze. Povesteam că inclusiv alte infecții respiratorii pot să se manifeste. Poate nu atât de brutal, brusc, cum se întâmplă în cazul COVID-ului, poate nu atât de
știu eu, de puternic, cum se întâmplă în cazul COVID-ului, dar chiar și virusurile respiratorii obișnuite pot să genereze tulburări de gust sau de miros. Repet, poate nu chiar pierderea completă, dar se pot întâmpla inclusiv în astfel de situații. Altfel, da, există și alte cauze pentru pierderea mirosului. Adică n-ar trebui să ne gândim că avem COVID dacă avem o persistență a pierderii mirosului de luni întregi, înainte poate chiar de a avea COVID, în absența altor simptome. Adică cumva ar trebui să ne dea de gândit dacă persistă în timp și au început înaintea unei infecții COVID. Deci dacă lucrul ăsta se întâmplă, am putea să întrebăm medicul orelist sau medicul de medicină generală, medicul de familie și să investigăm poate și alte cauze. Bun, și ultima întrebare. Cum de anticorpii obținuți natural în urma bolii durează doar 90 de zile, dar cei obținuți în urma vaccinurilor poate dura ani? În momentul ăsta nu știm exact. În ceea ce privește vaccinurile aprobate, nu avem date foarte clare, foarte certe cât, în primul rând, cât durează această imunitate. Nu știm. Știm că au fost eficiente, știu că au produs un anumit gen de anticorpi neutralizanți. Pacienții, practic, care li s-a administrat acest vaccin au dezvoltat anticorpi protectori pentru COVID, dar nu știm în continuare, nu avem încă suficiente date pentru a trage o concluzie când va fi necesară o revaccinare. Suntem cumva în faza 4 a unui studiu în care, da, avem toate datele legate de siguranța vaccinului, de eficiența vaccinului, dar încă se studiază efectele. A fost suficient cât să putem să primim aprobarea și să avem speranța că vom reuși să controlăm această epidemie cât mai repede. Dar va rămâne să vedem cât timp durează imunitatea după vaccin. Cred că trebuie spus și asta pentru vaccinul Pfizer. Practic sunt două doze în ziua 1 și ziua 17-21 de la prima doză și e necesar apoi încă o perioadă de aproximativ 14 zile pentru a dezvolta acea protecție de peste 95%, cum spun producătorii vaccinului. Deci, timp de o lună din momentul vaccinării, practic până la obținerea răspunsului acela imun complet, va trebui să așteptăm. Asta nu înseamnă că nu se întâmplă și pe parcurs, pentru un număr relativ mic de cazuri, să dezvoltăm imunitatea. Dar atenție, din momentul vaccinării, o lună va trebui să așteptăm pentru apariția răspunsului imun, iar durata în timp rămâne de văzut. S-o vedem. Mulțumim tare mult pentru toate răspunsurile, chiar au fost Mulțumesc foarte multe întrebări și sper eu că suntem acum mai lămuriți. Este foarte important să rămânem negativi în testare, da? Și pozitivi că o să fie bine și o să trecem peste perioada asta și să purtăm în continuare măștile și să avem grijă de noi și de ceilalți. Da. Eu spun de fiecare dată următorul lucru. Să rămânem calmi, echilibrați și atenți. Pe de o parte, e important să rămânem calmi în cele mai multe cazuri. Dacă am ajuns să facem această boală, ne vom vindeca complet. Pe de altă parte, nu vrem totuși să facem boala și cu atât mai puțin să o transmitem către cei dragi care sunt poate mai expuși și pot să facă o boală severă sau critică. Așa este. Cu această concluzie încheiem ediția Wikimedica de astăzi. Mulțumesc! Aveți grijă de voi și să rămânem sănătoși. O seară bună, la revedere!